Desigur, noi am discutat astăzi întreaga agendă a guvernării. Ține și de evenimentele care au loc în Ucraina, de perspectivele care sunt în fața noastră și ține de procesul de integrare europeană. Am spus nu odată că odată cu liberalizarea regimului de vize, acest proces nu a luat sfârșit. Această realizare a Republicii Moldova obligă ca să continuăm pe calea integrării europene într-o manieră și mai hotărâtă. Suntem în așteptarea deciziei asupra datei când va fi semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb. Evident, am discutat astăzi și despre perspectiva ratificării acordului de asociere și acordului de liber schimb, dar un lucru important care trebuie să-l mai spun ține de activitățile noastre la nivel de partide, ceea ce presupune o colaborare și mai intensă. Pentru că, pe de o parte, avem activitatea instituțiilor statului, dar și activitatea partidelor este determinantă în acest sens. Am revenit făcând în primul rând o evaluare a activității care vizează informarea europeană pentru cetățenii Republicii Moldova și am convenit asupra acțiunilor de viitor. Ca și concluzie generală, lucrurile care au loc în Republica Moldova și activitatea coaliției de guvernare este în acel regim, dacă doriți, sau acel calendar pe care ne l-am propus. Deci data alegerilor va fi pe data de 30 noiembrie, deoarece alegerile, așa cum este firesc, în Republica Moldova au loc în ziua de duminică. Ar fi bine, sigur, această dată să fie decisă și prin hotărârea Parlamentului, cum prevede legea, și urmează să decidem când se va întâmpla acest lucru. Din punctul nostru de vedere, este absolut corect ca să existe previzibilitate, să nu existe speculații, inclusiv la acest capitol ce ține de data alegerilor.